At this time tomorrow, there's something you need to know. Pentru cei care nu știu, eu sunt fata aia care a plecat 2 luni în Asia ca să experimenteze cum este să fii digital nomad. Ok, dar să încep cu începutul. Totul s-a întâmplat în capul meu acum vreo jumătate de an, când am decis că, bă, este momentul, este cazul să văd care e faza cu digital nomazi, pentru că m-a intrigat foarte mult și știu și niște oameni care fac asta de ceva ani și am zis, hai să alegem între Thailanda sau Bali. Nu mă întrebați de ce astea două, pur și simplu îmi doream ca experiența asta să se întâmple în Asia, iar aceste două mi s-au părut ok pentru mine să locuiesc timp de 2 luni, una călătorind și una lucrând. Anyways, am ales Thailanda și am pus degetul pe hartă și am zis, ok, Bangkok, nu vreau că e prea aglomerat, Chiang Mai nu că ne este la mare, evident, a rămas Phuket. De fapt, puteam Phuket sau Krabi, dar eu am zis Phuket, nu știu de ce. Așa a început Google-ala după un hub de digital nomads. Pentru cei care nu știu, un hub de digital nomads este un loc unde vin oameni ca mine, adică care lucrează online, diverse joburi, nu știu ce fac ei, freelancing, IT, programare, design. Oamenii ăștia de la Phuket stage de aici sunt foarte, foarte, foarte drăguți, doar că locul nu a fost deloc așa cum îl vizualizam eu. Absolut toate diminețile mele încep în curticica asta și aici se și termină. Încep cu cafea și se termină cu un pahar de vin, deși ceilalți am văzut că nu fac asta pentru că ei preferă ceaiul. Asta e rutina mea cam de dimineață până seara. Încep aici cu cafeaua, termin seara cu vinulețul, seara înseamnă până la 2-3 dimineața, pentru că lucrez pe programul României, adică de la 2 la 11 pentru mine și bineînțeles că mă mai întind după aia cu comentarii, cu editat, cu social media, cu vorbi cu oameni la telefon. Dar da, asta este curticica mea, a început să-mi placă foarte mult. Am acolo tot felul de scutere pe care le văd în fiecare dimineață, mașinuța este în spate. Dintre spațiile de lucru de la staj din Phuket este acesta, este gol la momentul ăsta pentru că toată lumea este la plajă sau doarme sau la alte joburi. Recunosc că nu prea l-am folosit pentru că îmi place să stau în camera mea unde am și intimitate și aer condiționat și mai mult spațiu doar pentru mine și liniște, dar cam așa arată, are niște pufuri, măsuța, canapele, pufuri, acolo este curtea pe care ați văzut-o ceva mai devreme. Mașina asta mi-a devenit foarte dragă pentru că mă duce oriunde și zic să-i dăm drumul spre Central Festival din Phuket, unde să-mi iau și eu ceva de mâncare, niște pepen dacă se poate, niște fructe, niște lapte, niște ceva, orice, picant, nu contează, pentru că am frigiderul gol. Ăsta e primul punct de unde vom porni azi, în care vă arăt ce face un digital nomad, mai ales unul ca mine, care are programul de dimineață liber, iar după masă este tot timpul în camera lui și lucrează. Hai să vă duc în locurile alea frumoase, că de muncă ne-am săturat cu toții. Camera sau
ascultători de păr. Iată-l pe durian, fructul ăsta care miroase foarte, dar foarte urât, dar teoretic este gustos, nu știu, pe mine nu m-a tentat nici măcar în dulciuri, nici în nimic. Poate până plec îl încerc, nu știu voi ce spuneți, știți cât de urât miroase? Aș încerca niște big shit, nu știu dacă merge, big shit sau durian, ce să iau? Big shit, big shit. Astea sunt absolut delicioase, le-am încercat și o mai arată o nebunie care îmi place mie foarte mult, sunt obsedată. So basically mănânc foarte, foarte sănătos, multe fructe și legume, dar nu mă pot abține de la mizerile astea pe care le-am mâncat de când am venit, am altele și mai bune de atât. Mi-am luat ora de energie înainte de a începe cele 8 ore de muncă, ceea ce vă recomand și vouă. Adică, în general, vă recomand să mergeți la sală sau să faceți sport, jogging, chiar și în vacanță, nu contează. Ca idee, dacă sunteți în Phuket și vă căutați o sală la Royal Phuket Marina, este senzațional. Uitați-vă doar în spate, iar condițiile din sală, faptul că au multe clase și aparatură foarte performantă, ar putea da clasă multor sări, chiar printre cele de lux din România. Locul ăsta arată senzațional și îmi pare rău că l-am descoperit de-abia să știu săptămâni numărul 2 pentru mine în Thailanda, dar de atunci am recuperat și am fost cam de vreo 2 ori pe săptămână. Gata, m-am teleportat la mare, sunt la Surin Beach, plaja care mie mi-a venit extrem, dar extrem de dragă, pentru că este la doar 20 de minute de Phuket Stash, locul unde locuiesc eu. Și este așa colorată cum o vedeți și voi în spate, cu multe din astea gonflabile și umbreluțe și tot ce vrei, care sunt undeva la 100-200 de bați, depinde cum te înțelegi cu nena ăla. Dar mi-a devenit mie foarte dragă pentru că vin aici destul de des, de 2-3 ori pe săptămână. Da, dacă sunteți invidioși și îmi pare rău, dați-vă demisia. Apropo, lăsați-mi în comentarii dacă v-ați da în momentul ăsta demisia ca să lucrați ca freelancer, ca digital nomad, ca unemployed, ca ce vreți voi și să aveți mare la 5 minute. Vă spuneam de Surin Beach că îmi place că este curată, nițipul este foarte, foarte, foarte fin și colorată și ai și multe opțiuni de mâncare, de shake-uri, poți să-ți faci codițe, ceea ce intenționezi. Ai scutere dacă vrei să închiriezi, sunt multe supermarketuri pe aici pe în zonă dacă vrei să faci cumpărături. E foarte, foarte drăguță. Hai să vedem dacă găsești și eu un shake de ananas, pentru că e preferatul meu și leșin de cal. Și poate fac și o baie înainte să mă reîntorc la muncă. V-am zis că digital nomad ăsta nu înseamnă doar plajă, deși da, te poți bucura de așa ceva, înseamnă și muncă, iar confort ceasului meu mai am 2 ore în care îți fac baie, să-mi fac codițe și să ajung și acasă să-mi instalez laptopul. Urați-mi succes! So now we're here, I'm anxious and it shows, but I need to speak my mind, 'cause through all these years I wanted you to know what's hiding deep inside. Ooh, the world seems so hollow. Ooh,
Asta cred că este imaginea mea preferată din toate timpurile, adică cerul atât de liniștit și marea azurie. Să vă arăt de ce e Surin plaja mea preferată din Phuket. Uitați, se întinde de acolo doar până acolo și ai tot timpul loc, adică chiar nu este atât de populată precum, nu știu, un Patong sau un Ao Nang. Te bucur de priveliștea asta în liniște. Ceea ce am văzut în fiecare zi când am venit aici este câte un shooting, photoshooting. Deci fac oamenii ăștia constant. Tocmai asta mă face să cred că plaja asta este superbisimă și pentru Instagram și pentru poze, dar și să te relaxezi, să ții o carte la tine și atât, pentru că este foarte, foarte multă liniște, nu ai muzică, e nervoasă. Așa, sunt un triliard de locuri din astea de masaj în Thailanda, dar puteți să vă alegeți între Thai, Oil, Aroma, Milky, whatever, inclusiv puteți să faceți condiție, eu nu mi-am făcut. Să-mi fac pentru prima oară, deși sunt de aproape o lună aici, un Thai masaj. Cred că o să fie interesant. Hai să vedem ce iese și dacă îmi place ce fac. Femeile stai aici, care par destul de libere la ora asta. Îmi îndeplinesc acest vis de a fi digital nomad, de fapt experimentez cum este să fii timp de o lună departe la mama naibii de casă, mă face foarte fericită, mai ales că diminețile încep cu atât de mult soare și cu atât de mult verde. Eu vă recomand Thailanda dacă vreți o dată să experimentați cum este să fiți digital nomad sau să lucrați în altă parte o perioadă, chiar dacă nu vă numiți așa. Vă recomand Thailanda pentru că are o groază de astfel de hub-uri, cum este Phuket Stash, acolo unde stau eu, și am înțeles că în Chiang Mai sunt și mai multe. Totuși eu prefer Phuketul pentru că stau așa, alege oricând Phuketul pentru că are marea aproape. De asta mi-am dorit să vin în acest loc pe care nu regret și mă bucur că sunt într-un săduc, pentru că mă lasă atât să mă bucur de plajă, de mare, de soare, la câțiva kilometri de distanță, dar să mă și focusez pe job, pentru că pentru mine este foarte important. Vă super încurajez să vă urmați pasiunile, sigur găsiți o cale dacă chiar vă doriți. Nici mie nu mi-a fost foarte ușor să plec, să văd cum fac cu jobul. Din fericire am avut și un șef și colegi foarte drăguți, dar ceea ce cred cu tărie este că atunci când îți dorești cu adevărat ceva, întotdeauna o să găsești tu o cale. Your eyes, they can't say.